Primul lucru pe care mi-l amintesc e că tata ne-a certat pe mine și pe fratele meu, iar apoi noi am rămas singuri în cameră și am început să strângem toate jucăriile într-un sac de cartofi. Laura, ce cameră frumoasă ai! Mama mi-a povestit că de obicei fura mașinuțele băieților când mergeam în parc. Asta poate explica faptul că nu mi-a plăcut niciodată să stau cu fetele. De prima înjurătură pe care am zis-o, tot mama mi-a amintit, dar mi-e rușine să vă spun acum. Atunci aveam voie să înjur, fiindcă oamenilor mari li se părea amuzant. Acum nu mai am voie. Mama îmi povestea cum, după ce am învățat să merg bine, mă izbeam cu capul de pereți și de mobilă. Tata spunea că poate am să mă fac aviator. Pentru un timp, mă obișnuisem să fiu înconjurată de oamenii cei slabi, urâți și ratați, ci nu de cei puternici, frumoși și câștigători, adevăratele modele demne de admirație. Dar acea perioadă a luat sfârșit prin clasa 7-a, când am început să fiu mai cool. Atunci am început să fumez și tot în perioada aia am fost cel mai des pedepsită de ai mei. Niciodată nu mă așez în pat îmbrăcată cu hainele pe care le port în oraș, fiindcă eu cred că patul este cel mai curat loc din lume și nu aș vrea să-l umplu de microbii de pe haine și să-l contaminez cu întâmplările de afară. Ies foarte des în oraș, dar de fiecare dată mă simt incomod și nu-mi place. De ce continui să fac asta, nu știu. Probabil pentru că sunt în căutare de cât mai multe posibilități. Așteptări prea mari de la voi, nu? Laura, îți stă bine părul? Laura, îmi place bretonul tău. Laura, ce buze frumoase ai! Oricum, când sunteți mai mulți și mă priviți, am impresia că mă vedeți fără haine. Atunci puterea e în mâinile voastre și mă gândesc că nu o meritați. Cu toate că vă judec foarte des, am pretenția ca voi să nu mă judecați pe mine, fiindcă mă consider un caz special, poate chiar excepțională, un copil minune. Apoi mi-aduc aminte că mai sunt o grămadă de minuni ca și mine în lumea asta. Dar până acum eu am întâlnit doar una. Voi, ceilalți, adunătură de ființă fără minte, nu sunteți în stare să vă opriți din râsul vostru isteric nici măcar pentru o secundă. Tăceți dracului odată! Nu vă mai agitați atât dacă mă enervați! Laura! Vă considerați atât de drepți și de puternici încât credeți că puteți să schimbați ciclul repetitiv al naturii. De asta vă invidiez uneori, fiindcă aveți în ce să credeți, iar când crezi în ceva, nu mai ești atât de pierdut și de confuz. Nu ți se mai blochează amețeala în gât. Știți? Voi ar trebui să vă fie rușine, ci nu mine. Pentru că până la urmă, dacă ar fi să-mi schimb numele, aș vrea să mă cheme Laura.